Țăranii din Banatul Montan nu cred în horoscop, ci în ghicitul în foi de ceapă ce prevestesc pentru anul viitor. Vă spun imediat la Observator. Obiceiuri ieșite din comun în ultima zi a anului și la Vaslui, tinerii din două zone ale unui sat se încaieră în ceea ce pare a fi o bătălie pe viață și pe moarte. Este însă doar un spectacol. Aici, lupta tradițională nu s-a lăsat cu victime. Nu este o încăierare între suporterii unor echipe de fotbal și nici o răfuială între clanuri. E confruntarea dintre bârnoscheni și budăieni, care are loc în fiecare an în satul Bârzești din Vaslui. Cei din tâi vin din zona de valea satului și sunt favoriții publicului. Ei au fost cei care au apărut primii azi dimineață pe câmpul de bătălie. Cu muzică și dansuri, luptătorii mascați și-au așteptat adversarii. Dar ce se întâmplă cu cealaltă tabără? Nu mai vine? Le este teamă? Cred că le frică. Le frică, sigur. Până la urmă, însă, adversarii și-au făcut apariția. După câteva runde bune de încăierări, luptătorii din vale au obținut încă o dată victoria. Au câștigat pentru că-s buni. Confruntarea dintre bârnoscheni și budăini este rezervată doar tinerilor satului și are loc în fiecare an, în ajunul anului nou. Soțul meu la 40 de ani doar n-a să mai rupe spatele cu tineretul. Această tradiție în satul Bârzești iese din moș strămoș. La fel ca și în anii trecuți, bătălia de la Bârzești nu s-a lăsat cu victime.